Geometria este o ramură a matematicii care studiază formele și proprietățile corpurilor, cât și raporturile lor spațiale. Ea se bazează pe măsurători, figuri, simetrie și unghiuri. Putem folosi geometria pentru a calcula orice, de la mărimea unei camere, la câtă apă este într-o piscină, sau distanța dintre două puncte de pe o hartă. Totul în jurul nostru este realizat din figuri și corpuri geometrice. Ca să înțelegem lumea și să facem lucrurile să funcționeze, trebuie să putem măsura și calcula mărimea lor. Când lucrăm cu figuri geometrice, este important să cunoaștem denumirile acestora. Figurile bidimensionale, plate, se mai numesc și figuri plane. Când ne referim la figuri, utilizăm și termenul de poligon, care este o figură geometrică plană închisă, formată din trei sau mai multe segmente numite laturi. În geometrie, simetria înseamnă că o figură arată exact ca alta atunci când o îndoi, răsucești sau rotești. O axă de simetrie este o dreaptă față de care poți face o astfel de mișcare. Mai este cunoscută și drept o linie de oglindire sau o reflexie. Haideți să vedem un exemplu. Un pătrat este un poligon regulat, are 4 laturi și 4 axe de simetrie. Numărul de axe de simetrie într-un poligon regulat este întotdeauna egal cu numărul de laturi. Un pentagon regulat are 5 laturi și 5 axe de simetrie. Simetria rotațională înseamnă că o figură poate fi rotită în jurul unui punct fix și va arăta la fel din puncte diferite. Un poligon neregulat nu are toate laturile sau toate unghiurile congruente. O figură compusă este o figură alcătuită din două sau mai multe figuri de bază. Figurile sunt adesea împărțite după dimensiunile lor. O figură unidimensională este o linie. O figură bidimensională are două dimensiuni: lungime și lățime. O figură tridimensională are trei dimensiuni: lungime, lățime și înălțime sau adâncime. Figurile bidimensionale includ exemplele pe care le-am văzut deja, ca de exemplu un triunghi, pătrat și pentagon. Figurile tridimensionale au mai multe fețe plane sau bidimensionale. Un obiect, Tridimensional solid cu fețe plane și muchii drepte se numește poliedru. Cuburile, cuboidele, prismele și piramidele sunt toate exemple de figuri poliedrice cilindrii, sferele și conurile nu sunt poliedre deoarece nu au fețe plane sau muchii drepte. Obiectele din jurul nostru pot fi asociate cu anumite figuri geometrice. Analizarea figurilor și noțiunilor asociate cu ele este doar o mică parte din geometrie. Gândește-te la câteva obiecte din realitatea ta înconjurătoare. Le poți asocia diverse figuri geometrice? Pentru alte tutoriale educative, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să dai click pe clopoțel.